Într-o declarație recentă pentru adevărul.ro, conducerea Steriei s-a pronunțat pentru amânarea ultimelor două etape din acest an de pe 18 și 21 decembrie, partide în care Steaua va juca cu Astra Giurgiu. Motivele sunt legate de starea stadionului din Ghencea, care nu oferă cele mai bune condiții de joc. Acest lucru s-a văzut din plin în partida Stelei cu Oțelul, în care gazonul a fost înghețat. Conducerea Astrei nu este însă de acord cu cererea celor de la Steaua și le propune ca ambele partide să se joace la Giurgiu. Sunt sincer și spun că vreau să jucăm acum cu Steaua ambele partide, pentru că suntem într-o formă foarte bună. Nu-mi place însă cum arată gazonul din Ghencea și nu înțeleg de ce, mai ales că cei de la Steaua se laudă că este încălzit. Eu l-am văzut înghețat la meciul cu Oțelul. Păi să vedeți cum arată gazonul nostru. Instalația de încălzire de la Giurgiu funcționează mereu. Nu-i dăm drumul doar cu o zi sau chiar în ziua partidei. Sunt costuri, adevărat, 10.000 de euro pe lună, dar asta este dacă vrei să ai condiții. Să jucăm ambele meciuri la Giurgiu, dacă vor. A spus președintele Astrei Giurgiu, Dinu Gheorghe, pentru adevărul.ro.